cu faptul că facem o vizită în casa cuiva celebru. Ce ne mai place și nouă, să mai intrăm prin casele vedetelor, să vedem ce au ei, cum stau, cât de aranjați sunt, ce finisaje, ce mobilier de lux, dar mai ales ne interesează felul de a fi al omului care ne primește. Tocmai de aceea, haideți cu mine. Uite, o să vă spun despre el că a călătorit peste 12 ani în toate colțurile lumii, unde a făcut performanță în sport, apoi cu buzuchiul său legendar, alături de Țăndărică, Gheorghe Zamfir și cu alți mari artiști, Mircea Cazan poartă încă parfumul Greciei și în casa, dar și în vocea sa și bucură o lume întreagă cu talentul său. Cântărețul însă este foarte fericit, chiar mai fericit ca niciodată, pentru că a slăbit aproape jumătate din greutatea pe care o avea. Cum a reușit, dar și cum arată locuința sa de la malul mării, vedem imediat. Bine ați venit în paradisul lui Mircea Cazan, celebrul artist de la malul mării. Vai, dar ce de instrumente aici! Mircea, tu cânti la toate? Da. Am înțeles că tu cânti de la 5 ani. Da, așa este? Da. Cu ce instrument ai început? Am început cu un acordeon, da, fiindcă tatăl meu a avut harul ăsta muzical și a zis că se mi-l transmită și mie și m-a învățat la 5 ani să cânt la acordeon. Deci când eram la grădiniță, cântam la acordeon, când alți copii abia descifrau limbajul. Nu-mi trecui cu coasa-n vale, fluierând ador și jale, lângă iazul de la moară mă-ntâlni cu o mărioară. Lângă iazul de la moară mă-ntâlni cu o mărioară. Iar de la muzică la sport n-a fost decât un pas. Ulterior, când am mai crescut și m-am făcut sportiv de performanță, ajungând să cutreier meridianele lumii ca și sportiv. La primul concurs l-am avut în Grecia. Am reușit să câștig locul întâi. Se vede aici. Serios? Da. Asta este diploma? Da, uitați. În 85 eu câștigam concursul acesta, ceea ce îmi permitea mie să-mi cumpăr prima mea buzuchi, la care am învățat să cânt singur. De ce ai renunțat la sport? Fiindcă undeva până în 92 ajunsesem să am din sport tot ce îmi doream. Deci aveam tot ce își dorește un om de rând în ziua de azi. Casă, masă, absolut. Și atunci am considerat că mi-am făcut datoria în sport. Să vedem și noi ce comori ascunde Mircea Cazan în casa lui. Îmi place că aveți bucătăria open space și e mult, mult spațiu. Este foarte spațioasă sufrageria. Da, fiindcă acum se poartă, cum se zice, kitchenette, adică bucătăria open space, ca să nu mai... Că oricum, nu mai gătește nimeni în ziua de azi. Toată lumea sunt pe semi-preparate, le ai totul de-a gata. Lună! O baie mică și cochetă. Da, o baie care servește drept de serviciu în situații de urgență. Limită, da. Și aici dormitorul matrimonial. Și aici intrăm, Dan, în... Îmi place că aveți joacă mult alb. Da, albul este o culoare a purității. În casa celebrului artist de la malul mării, dragostea plutește în aer. În timp ce Mircea își soarbe din priviri soția, Liliana îi face o caracterizare cum nici în romane nu ați văzut. Mircea este un soț minunat, mai sunt și alți soți minunați. Este un artist desăvârșit, este un tată bun, este un prieten bun. Mircea este romantic, Mircea este blând, Mircea este altruist. De complimente, Mircea! Sensibil, Mircea este sufletul meu pereche. Și dacă tot am pomenit mai devreme de suflete, să nu omitem sufletelul casei, pe cățelușa Dolly. Am găsit-o pe stradă, era plină de căpuși, era mică cât un ghemotoc. Asta e talia ei maximă, e ajuns la maturitate. E cățelul ideal. Cățelușa și-a luat și ea în primire rolul de micuță gazdă și ne-a condus spre paradisul vestimentar al artistului. Hai, Dolly, hai, unde mă duci? Ia să vedem ce este aici. Vai, seamănă cu un dressing, de fapt chiar este un... Wow! Nu pot să cred ce de pantofi!
un dressing cu valențe de mol. Am zis, decât să mă duc la mol, mai bine aduc molul aici. Și de fiecare dată când intru, îmi închipui că sunt la shopping și merg așa, pe culori, pe sortimente, pe firme. Vedeți că sunt cu etichetă, adică încă nepurtate. Adică în momentul în care ajung aici, zic, băi, ce mi-aș dori pe ziua de azi? Opa, nina, 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 moromu, nina, nina. Mircea este un copil mare. Este cel mai frumos copil mare pe care eu l-am cunoscut. Da, da. Și vreau să spun că, deși are atât de multe, de multe ori mai își comandă, îi vin coletele acasă și le ascunde, ca un copil, ca să nu mă îl cert eu, ca să nu mă supăr eu. Și îl văd cum le pitește, le mai găsesc ascunse. Să înțeleg că faci shopping des. Mai mult decât mine. După cum bine vedeți, oricând pot să fac față la orice provocare din punct de vedere stilistic. Trebuie să-l înțelegem pe Mircea, pentru că el a fost gras. Că acum 3 ani de zile, Mircea, tu aveai 150 de kilograme. Exact, pe muche, 150 de kilograme. Ceea ce m-a făcut să apelez la minunata soluție care este Gastric Sleeve, pe care o recomand tuturor celor care au probleme metabolice. Dieta este cea mai proastă soluție. Când începi să faci diete, intri într-o vriedă în care nu mai ieși. Și atunci, când este lupta pierdută, că poți să spui că la un moment dat pierzi lupta, ce faci? Apelezi la această soluție, organismul revine la normal, scapi de orice problemă și mai mult, în fiecare zi când te trezești, te simți inundat de serotonină. Acea substanță care îți dă fericit. Deci eu zilnic când mă trezesc, eu sunt fericit. Faptul că eu am fost gras, când nu mă puteam mișca, abia mă ridicam din pat, sănătatea era în pioneze, ca să zic așa, să trăiesc acum o viață sănătoasă, să fac sport zi de zi, să mă simt la 52 de ani ca la 20, este o chestie extraordinară. Faptul că am slăbit, am devenit mai frumos din punct de vedere fizic și intelectual și asta m-a ajutat să-mi găsesc sufletul pereche. Noi ne cunoșteam de când era din perioada în care Mircea era mai gras. El venea la mine în emisiune. Eu îl invitam în emisiunea mea de multe ori. Îl respectam și îl apreciam ca și artist. Se pare că pe lângă vocea și noul look al cântărețului, ambiția și grija sa pentru imagine au impresionat-o pe doamna inimii lui Mircea. Mă îmbrac în funcție de tematica cântării. Dacă este ceva specific folcloric, știu eu, balcanic, iau ceva așa mai înflorat, dacă e ceva mai gen Valentine's Day, roșu cu negru, da. Dacă e ceva mai estival, ca să zic așa. Deci am culori și mai lucios, mai strălucitor, găsesc combinații, găsesc, dar este greu. Uite, am să o îmbrac pe asta la următorul eveniment. Uitasem de ea, da, deci multe haine uit de ele. Atunci când eram gras, n-aveam decât o pereche de pantaloni, o cămașă care nu o închideam, era așa, și un tricou. Să trecem însă la alte obiecte din garderobă, câteva piese de colecție. Am înțeles că îți plac și ceasurile. Într-adevăr, și ceasurile, asta datorită faptului că am călătorit. Aici sunt câteva, dar care valorează mai ceva ca un magazin. Muzeul ceasurilor. Mă primam într-un mall și l-am văzut acolo pus în vârful unei piramide și avea un preț. Am citit eu acolo, scria 10.000. Și am scris 10 milioane bani vechi. Zic, gata, am intrat în magazin, zic, vă rog frumos să-l pregătiți. Și văd doamna că își pune niște mănuși albe în mână, cheamă și bodyguardul lângă mine, eu acum pregătit fiind, zice, știți cât costă? Zic, da, 10.000 de lei noi. Adică 100 milioane. Aveam întâmplător, aveam în buzunar acea sumă de bani. Bodyguardul s-a umflat lângă mine, zic, și l-am cumpărat doar de rușine, că să nu mă fac de rușine în magazin. Sunt ani de zile în urmă, sunt vreo
peste 10 ani. Și după aceea, în timp, a mai apărut un... așa, un ăsta kinetic care se încarcă la mișcarea lunii, pe culori. Bine, mai am multe, sunt multe. Am mai avut o perioadă când mi-au spart hoții casa, nu aici, în altă parte. Au luat pe alese ce-au vrut, mi-au mai lăsat și mie. Aveai atât de multe ceasuri? Da. Asta până când am reușit să mă adaptez la un smartwatch. De ce văd în spatele tău acolo un instrument? Deci chiar ce ne spui despre el? Asta este o buzuchie antică. Este o buzuchie a mea pe care o am din Grecia, din Pireu, am cumpărat-o. Instrumentul ăsta scrie pe istorie. Deci a fost spart, am avut niște furtuni pe vapoare. Ai fost aproape 12 ani plecat. Ani. Ai cântat pe vapor. Pe vapoare de croazieră și pe toate meridianele lumii. Și au fost furtuni la care acest instrument a căzut, s-a prăvălit, s-a spart, vedeți bine, e reparat. Cu toate acestea, a supraviețuit și a scris istorie lângă lume grele. E o epopee. Îl respect și ca atare.